Salutare tuturor și bine v-am găsit, oameni buni, la un nou joculeț. Ei bine, acest joc a fost recomandat de voi în secțiunea de comentarii, oameni buni. Și vreau să ne încercăm pentru că astăzi îi vom face farse vecinului nostru. Pentru că despre asta este jocul, oameni buni. Practic noi suntem niște farsori și avem un vecin foarte enervant, cred. Și trebuie să-i facem farse la ușă, oameni buni. Și e un joc destul de simplu la bază. Ca să înțelegeți despre ce este vorba, practic noi suntem în fața ușii lui, ok? Deci suntem în fața ușii și vedeți că putem să-i batem la ușă. Deci noi putem să-i batem la ușă. Uitați, stați așa să-și vedeți mouse-ul. Deci noi suntem la ușa lui și noi trebuie să-i batem la ușă să vedem ce zice. Și cu cât batem mai mult la ușă, vedeți acolo în partea dreaptă de sus că avem niște bănuți. Stați așa, imediat. Uitați, vedeți acolo avem niște bănuți. Și practic noi trebuie să luăm bănuții ăștia și să ne cumpărăm chestii din shop. Adică uitați, puteți să ne cumpărăm, mă rog, bă, astea sunt cu bani, ce, what? Mă rog, undeva pe aici, uite, putem să cumpărăm dorbeluri diferite și are diferite reacții funny, așa cum, oameni buni, dacă vreți să sare de genul cu joculețe de genul, nu uitați să apăsați și voi acolo butonul de like, oameni buni, un subscribe și un clopoțel și hai să vedem ce spune vecinul când îi facem farsele. Hai să începem cu prima farsă, hai să-i batem. Vecine, răspunde! Oh! Nu e nimeni vecine aici, nu e nimeni, pleacă, nu e nimeni. Și a plecat. Și-a închis ușa. Și are tot felul de reacții. Vedeți că aici în partea stângă are și o bară de nervozitate. E nervos rău. Acum momentan nu prea e nervos. E cam așa, puțin nervos. Dar acum dacă batem tare, 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 vedeți că se enervează rău. Ia, e cu hodul, cu bă. Și cu ziarul. Bă, mânca din ziar în loc să mănânce din hotdog. Și are tot felul de reacții din acestea amuzante. Și cred că muriți de râs. Nu știu, fii atent, hai să apăsăm pe butonul ăsta roșu. Oare și se întâmplă dacă apăsăm pe buton? What? Deci e efectiv nebun vecinul ăsta. Vedeți că nu mai e așa nervos. Dar hai să le enervăm rău. Fiți atent, și-ar fi dacă i-am și bate la ușă și am și apăsat pe buton. Ia, hai. Ia, a scos degetul. Și-a făcut. Nu am înțeles ce a făcut. Momentan vedeți că avem doar 65 de bănuți și nu e bine că trebuie să mai facem bani, bă. Adică să ne cumpărăm și noi ceva de aici, ia. La suveniruri nu avem nimic. Și avem aici tot felul de daste de... Bă, eu l-aș vrea pe ăsta verde. Dar din nou avem doar 65. Trebuie să facem 400. Așa că hai să-i mai batem la ușă. Vecine, răspunde! Ei, cu cafeaua. Nu-i nimic aici, vecine. Eu nu sunt, eu n-am făcut nimic. Nu sunt aici, îmi pare rău. Nu te mai uita. Își bea cafeaua. What? E fierbinte cafeaua, bă! Explodează vecinul. Am înțeles. Hai să mai apăsăm pe buton. Iar a scos ochiul, bă, nu din nou. Trebuie să-i nimerim reacții noi. Hai, hai, răspunde, răspunde, hai să le enervăm la maxim. Ia, e nervos rău acum. What? Băi, s-a pus... Oh my god, i s-a pus pe Angelul pe cap și a făcut urât. Ok. Puteți să-i bate și geam. What? I-am bătut în geam. Ia că a ieșit, bă. Ce face vecinul afară? Pleacă vecine că nu-i nimic. Ia, putem să apăsăm pe el? Nu putem. Pleacă vecine că nu-i nimic. Eu n-am făcut, eu n-am fost, nu știu, nu cunosc. Pleacă, hai că nu-i nimic interesant aici. Ia, nu mai pot să intre în casă. A, și-a plecat. A plecat în altă parte, bă, vecinul. Nervos, bă. L-am enervat la maxim. E nervos full. What? Mi-a dat ceva, mi-a dat un pinguin. Yay! Ah, deci dacă le enervăm la maxim, ne dă un suvenir, bă. Vedeți? Deci avem un suvenir pinguin și trebuie să le enervăm în continuu, la maxim. Pe cine? Ia. Mamă, e nervos rău. Vecine, răspunde! What? Și asta, bă, asta nu-i vecinul. Cine era ăla, bă, să-mi spuneți în secțiunea de comentarii cine era ăla. Vecine! Oh, nu, e trist. What? Acum e fericit, răi, de ce? Cred că a nebunit. Cred că a nebunit, 100% a nebunit. Vecine, răspunde! What, ai și pe... ai și... și-a băgat nasul în geam. What? Răspunde! L-am enervat la maxim. Mi-a dat cana asta. I hate all days. Și că urăsc toate zilele. Bă, ce are, mă, vecinul de nervos? Urăște toate zilele, așa zice vecinul. Vecine, e cineva la geam.
Ok, cred că l-am enervat puțin cam prea mult pe vecin. Dar spune vecine! Iar asta, bă, dar cine e ăsta? Să mă lămuriți în secțiunea de comentarii. Cine e ăsta? Ia. Iar a băgat ochiul. Vreau să ne enervez din nou la maxim, să văd ce-mi dă. La geam. Vecine, și butonul, și ușa. Mamă! What? Nu cred! A pus o scândură pe buton, dar nu i-a reușit. Îmi pare rău, vecine. Nu s-a ieșit asta. Vecine! A spart geamul! Și acum aplaudă. Scuze, vecine, n-am vrut. Băi, am spart geamul. A, da, uite, s-a reparat. Hai să ne enervez la maxim. Gata, e nervos maxim, nu mai poate. Yay, mi-a dat un ponei? Bă, vecine, dar nu mai sunt copil, adică... Bun, hai să vedem dacă mai putem să apăsăm pe ceva. Deci, la geam, pe ușă și pe buton, dar pe altceva? Iară, bă, iară pune ăsta pe buton. Na, nu, să-l oprească cineva, bă. Să-l oprească, opriți-l. Bun, hai să mergem la My Collections și să vedem, încă n-avem, avem 284 de bănuți momentan. Uitați, putem să, putem să mai deblocăm reacții noi, vedeți? Deci mai putem să, să deblocăm reacții noi, ia asta cum e? What? Ce reacție asta? Eu am dat 100 de bănuți pe asta. Ok. A, și acum nu mă ne blocat. Bă, dar am mai văzut asta odată. What? Bă, nu-i corect. Mi-am luat 100 de bănuți pe chestia asta. Eu îmi vreau banii înapoi că eu am mai văzut asta odată. Bă, ce gherlă. Și mi-a luat... Și ară asta, mă. Bun, hai să vedem dacă putem să mai cumpărăm reacții. Nu știu, dacă putem să cumpărăm reacții noi, oare. Ia, My Collections. De ce astea? Nu... Ok, hai să... O să mă uit la reclame, să deblochez reacțiile astea. Hai să vedem. Ia! What? Mamă, se dă cu capul de ușă! Pe cine stai? Mamă! Nu cred, bă, ce reacție! Interesantă reacție, da, trebuie să recunosc. Și noi aici putem să... noi încă n-am deblocat toate reacțiile. Trebuie să le deblocăm, gen, noi trebuie... Opa! Gen, noi trebuie să-i batem la ușă ca să deblocăm toate reacțiile, că momentan nu le-am deblocat pe toate. Ia! Asta nu-i nou, aici își bea cafeaua. Ci o să fie prea fierbinte. Deci noi trebuie să dăm aici până îi deblocăm toate reacțiile. Nu trebuie să ne uităm neapărat la reclame ca să le deblocăm. Trebuie să ne uităm, trebuie să îl enervăm noi. Hai, răspune vecine! Asta e nou! Ok? Gârgăriță, riță! What? Ce-i face? Oh, nu, i-a dat cu ziarul, bă. Vecine, răspune poliția aici. Poliția buburizelor. Gărgărițelor. Și are, bă, de face așa, e nebun. Deschide, vecine, de la gaze. Yeee, și ne-a dat următorul suvenir. Bun, perfect. Răspunde. Iar asta cu capea, lasă-mă, că am văzut-o deja. Hai, o reacție nouă, ceva. Iar asta, mă. Asta e nouă? Asta e nouă. Se joacă cu nasul, ce are? Are ochii mici. Și-a pus mustață. Și-a pus-o din nou, lol. Ok, răspunde. Nu ăsta din nou. Hai să vedem câte reacții am deblocat. Am deblocat ceva, mai avem una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11 reacții. Deci mai avem 11 reacții. Acum dă-ne suvenirul, ne-a dat un bocanc. Dar nu ne ajunge, dă-ne, răspunde, răspunde, răspunde. Iar asta, mă. Răspunde, vecine, răspunde, de la gaze, de la gaze, de la gaze. Nu, din nou degetul, că am mai văzut reacția asta. Vreau și eu ceva nou. Deschide, deschide. E romantic. Credea că e iubita lui, cred. Interesantă reacție, mai vreau, mai vreau, mai vreau. Ia, și asta e nou, e fericit. What? Ce s-a întâmplat cu vecinul? A leșinat? Vecine, vecine, vecine. Și mi-a dat aici o de-asta, o balerină. Bun, hai. Vecine, 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 vecine. Nu, din nou degetul. Răspunde, 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 răspunde. Ia. Nu, am mai văzut-o pe asta. Da, se dă cu capul de ușa. Pentru asta am dat eu 100 de bănuți. Și acum o văd din nou, vă vine să credeți? Doamne. Vecine, 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 răspunde, 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 răspunde.
Din nou cafeaua. Vreau să te deblochez tot, sunt curios care e următoarea reacție nouă. Oh, aici plânge. Și acum e fericit, drăde, deci eu nu înțeleg, Gorea, nebunit să-mi spune ce se întâmplă aici. Apropo, să mai uitați cineva până acum la clipul ăsta, scrieți-o că întoare 5-7-3 dacă vă mai uitați până la minutul ăsta. Ia, asta e nou? Asta e nou, da. Sau? Nu știu dacă e nou asta. Scrieți-mi în comentarii dacă era nouă aia. Răspunde. A, mi-a dat o cană. Mi-a dat cana lui din care bea cafea, bă. Iară cu păia în genul. Vezi că ai un păia în genul pe tine, scafă. Mamă, ce se luptă vecinul. Răspunde. What? Asta e nouă. Cu albinele, bă. Săracul vecin, bă, a fost invadat de albine. Bine, hai că nu mai avem multe, înseamnă. A, din nou asta. Pune-ți, bă, mustața la loc. Îi lipsește mustața. Yay, gata. Bun, hai să vedem cam câte ne mai lipsesc. Ne mai lipsește 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 reacții, bă. A, iară plânge, bă. Vecine. Ia. Și-a luat zborul vecinul cu jetpack-ul. Oh my god. Oh my god, și s-a lovit de copac. Mama, s-a făcut zobi. Ia, cu hotdog-ul din nou. Mama, n-am mai văzut-o de mult pe asta, de la începutul clipului, mi se pare. Ce faci, vecine? Am venit la tine, am mâncat ziarul, bă. Lol, am mâncat ziarul, efectiv. Răspunde. Mersi, mi-ai dat un bocanc. Răspunde. Iară, băi, lipsește mustața. Mustață. Ding. Ioară, bă. A, nu cream că e aceeași cu mustața. Da, acum se uită. Și uitați-vă, vecinul rămâne blocat, bă. Cum, bă, să fie așa, fraier? Și-a uitat cheia de la casă. Nu știu ce s-a întâmplat. Dar chiar unde trăiește tipul ăsta? În pădure, noi? Apropo, am înțeles că există 3 jocuri cu vecinul. Deci dacă vreți să le faceți și pe celelalte, gen să facem povestea și viața vecinului, scrieți-mi în comentarii. Răspunde. Ia. What? Asta e nouă. A, n-avea papionul, bă, și era rușinat. Ok, mai avem 7, înseamnă. Nu, din nou asta. Ce e asta, frate? O veveriță, ce naiba e? E veveriță grasă. L-am enervat de tot. Un craniu, bun. Bă, da, oare câte suveniruri sunt? Oh my god, nici nu suntem pe aproape să le deblocăm pe toate. Ia. Ce, băi? A, iar asta cu albinele. Cred că e ceva, nu știu. Hai, vecine. Ia. Deschide. Iară cu albinele. Două consecutive. Apa, nu, asta e nouă. Asta e nouă, i-a intrat o albină în casă, fiți atenți. Ce nas are. Alaibii, bă, ce nas avea. Hai, vecine, răspunde. Și cade albina în cap. A, nu, rămâne blocat afară. Clasica asta. Clasica, vecine. A, e, numai ce să faci. Rămâi afară acum. Gata. Hai, îmi pare rău, vecinule. Nu mai ai cum să intri în casă. A, e. Nu, degeaba ai supărat. E vina ta, vecine. Nu mai ai ce să faci. Ding dong. Nu mai poate de nervi. Mama. Uitați-vă și voi ce face vecinul. Ce față are? Bă, mereu, nu știu, sunt amuzante reacțiile astea, n-am văzut ce spunem. Ce suvenire ne va da? Un cactus! Yay! Hai la geam! Răspunde! Ha, am mai văzut o dată pe asta. Deci, uite, unele sunt doar dacă apeși pe geam, cum a fost aia. Iară, bă, moare de nervi. What? Asta e nouă! Holy, aia n-am mai văzut-o până acum. Hai să vedem câte reacții mai avem. Una, două, trei... 4. Bun, păi hai că terminăm jocul în episodul ăsta. Așteptăm și următoarea reacție. Din nou cu albina care intră în casă. Clasica asta. Vecine, vezi că ai o albină în casă. Mă, ce se bate vecinul cu albina. Și are nasul roșu. Ha, ha, ha. Hai. Îi facem la geam. Nu spune că din nou cu albina. Îi cade albina în cap. Da, eram sigur. Bă, deci sunt prea deștept, n-ai ce să zici. Ding dong. Ne-a dat un telefon. Bine, ne-a dat telefonul lui.
Vicinul ne-a dat telefonul lui, să lăsăm în pace. O să-i cad albina sau o să rămână blocat afară? A, nu, ok. Doar s-a uitat. Vecine, vecine. Cu hotdog-ul din nou, bă. Asta a fost prima animație, dacă nu mă înșel, nu? Asta cu hotdog-ul pe care am primit-o. Am mușcat. A bugat ochiul, bă. What? Ha, mă, vreau să văd și celelalte animații. Iară cactus, mai aveam un cactus. I ba la toate acum. Și acum închide ușa. Ok. Vreau una nouă, acum n-are mustață. Ah, nu, n-avea papion, ok. N-are papion. Oh, am o reacție nouă. Iar asta, bă! E nervos, nu mai poate de nerim. Iară cu hotdog-ul. Cred că o să mă uit la reclame pentru alea, pe bune. Deci n-am ce face. Mai încercăm, nu știu, câteva minute. Dacă nu, mă uit la reclamă. Oh. Nebunise, ați văzut cum a făcut? Bun, și acum mai avem doar 3, nu? Una, două, trei, da, mai avem doar 3 reacții. Acum o să moară de nervi. Ne dă cana lui, wow. Bă, asta e destul de rară. Cred că asta e prima, nu la suveniruri. Nu, nu e chiar prima. Aia e cea mai rară, cred. N-are papion. Apropo, în caz că n-ați văzut, avem nici mai mult, nici mai puțin de 897 de bonus. Deci ar fi să cumpărăm și noi un ăsta lime. Cum îmi place mie. Ia uitați, frumos. Parcă altcumva arată ăsta. Mă sună diferit. Ha, ce tare. What? Ah, din nou gărgărița. Gărgărițăriță. Ce râde, mă. Nu, i-a dat cu ziarul. Vezi că-ți intra albina, vecine. I-a intrat albina. S-a dus vecinul. Mamă, ce lupte. Și are nasul roșu. Ha, mă, dăm și celelalte reacții. Mă moare de nervi aici. Își mănâncă dinții, ce face? Fiți atenți că pentru una... Hai că mă uit la reclamă, hai să vedem, mă uit pentru una la reclamă, să vedem care e reacția asta secretă. Ia! What? A căzut cu ușa! A căzut vecinul cu ușa, bă! Trebuie să o mai văd o dată pe asta. A căzut cu ușa, bă, vecinul. Săracu. Vecine, deschide, sunt eu. Nu, de ce e supărat? Și acum e fericit și acum râde. Lânge de fericire. Hai să mai încercăm de câteva ori. Ok. Hai să ne uităm la reclame și pentru celelalte două, să vedem despre ce e vorba. Mai avem doar două, hai să ne uităm la reclamă, să vedem despre ce e vorba. Ia. What? E Pikachu! Și-a luat foc. A făcut scurt circuit. Doamne, m-am și speriat. Ce avea, mă, era Pikachu. Și acum avem doar una. Hai să încercăm să o obținem, dar nu cred că o să o obținem. Slabe șanse. Na, acum rămâne blocat. No, acum cad albinele pe el. Mai avem doar una. Voi vă dați seama că mai avem o singură reacție. Care ar fi șansele să-mi pice? Gen, o singură reacție mai avem. Ia! A deblocat-o! Asta era! Nu pot să cred. Asta a fost, nu? Nu, n-a fost asta, what? Bine, hai să intru la reclamă pentru asta. Hai, mă! Ia! Ia uite ce scrie la geamă! Ce scrie? Stop it! A, oprește-o! Wow, și astea au fost toate reacțiile vecinului, oameni buni. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă vreți să mai continuăm și cu vecinul 2 și 3, scrieți-mi în comentarii. Eu am fost de seara, ne vedem data viitoare la un videoclip. Toate cele bune și pași!